Domnul președinte, nu aveți afișe. Bună seara! Hai! Salut! Hai la noi! La 3! Domnule președinte, am înțeles că aduci, aveți criză. Nu, dumneavoastră dați-mi... Noi avem criză că n-avem banii noastre. Dați-mi un treia și eu vă dau noastră un steguleț. Faceți timp. Problema este felul următor. Domnul președinte, dați-mi că vă dăm o hai, Ștefan, aici sunt la lipire. Să vă pregătiți, da? Timp de opinii. Asta știți cum era? Dacă era Crin Antonescu aici, era formula valabilă, domnule. Da. Asta e. Suntem bucuroși că îl regretați pe Crin Antonescu. Sincer să fiu, asta a fost... Dumneavoastră nu regretați, fost, nici acum, nu? Nu, eu regret proiectul, nu pe Crin Antonescu. Ori pe Crin, ori proiect. Trebuie să facem cu oameni, dar ați dat afară? Nu, noi l-am dat afară. Noi continuăm programul. PNL-ul a fost dat afară din USL, așa că l-ați pierdut și pe Crin Antonescu. L-ați pierdut, nu? L-ați pierdut. Din fiecare câte mă. Nicol Ponta, președinte. Președinte. Victor Ponta, președinte! Aoleu, cu capse, merge cu scoci aici. Cine spune asta? Ăsta e ăla cu Raus Iohannis? Ăsta e ăla cu Iohannis? Raus Iohannis? Ăsta e ăla de iasul președinte. Mai am înțeles că aceea la asociația de proprietari nu mai au președinte. Tot cu glumițe, nu? Ca șeful. Păi să ne distrăm. Ca șeful. Numai glumițe. Adi! Am o mare rugăminte, știu că ai o divizie de rupt afișe. Da. Situația, am înțeles, avem puține, cu mare rugăminte, n-avem banii voștri, nu ne rupeți afișele, că noi facem o campanie curată. Porta președinte! Urăm succes! Porta președinte! Porta președinte! Urăm succes și domnului Porta! Porta președinte! 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 Iohannis președinte! Iohannis președinte la România, Ponta președinte la PSD! Aua, îl fac nici acolo! De bine pentru toți românii, garanția aceasta... Ponta președinte! 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 Nu-i vom da să-mi dezamăgi echipa PSD. Majoritatea românilor pentru unitate, pentru a crea un stat puternic, o Românie puternică, de care să primim cu toții că suntem români. Ce fel de campanie? De la Gorgu Ardeguin. Ce campanie vă așteptați să întâmple? Văd că deja au început discuțele. A fost o dispută. Din partea noastră, cel puțin, nu știu, n-a fost atent la echipa colegilor. A fost aclamată, bineînțeles, susținerea prin Ponta președinte. Cine ce-a pierdut? S-a spus la un moment dat că cineva l-a pierdut prin Antonescu. Nu, au pierdut românii un proiect politic în care și-au pus încrederea și părăsirea
de către liberali a acestui proiect a însemnat o trădare și asta a fost marea trădare, de fapt, aceea de a duce până la capăt responsabilitatea care și-a asumat-o Victor Ponta în calitate de președinte al PSD, Crin Antonescu în calitate de președinte al PNL, și alături de Daniel Constantin, ce avea la CD-ul atunci, au rămas între cei doi și continuă programul USR pentru a duce schimbarea până la capăt, schimbare care constă, așa cum doresc românii, să nu mai avem dezbinare, să avem unitate și normalitate în țara noastră. Cât timp o să mai regretați? Un singur lucru cred că trebuie observat. Domnul Cârciumaru nu este prezent într-un eveniment important în viața politică a României. Președintele PSD Gorj are anumite motive, nu știm care, să nu fie alături de domnul Ponta în acest moment de deschidere a campaniei electorale, când mi-aduc aminte că acum două zile domnul Cârciumaru nu a înțeles că Odă Bucuriei este imnul Uniunii Europene și dânsul făcea odă celui mai iubit conducător. Apare o discrepanță mare de tot. Cine este trimis să facă anumite lucruri și cine stă în spate și face pe liderul PSD serios. De aceea am întrebat la conferința de presă care este cabinetul numărul 1 în PSD. Domnul Călinoiu sau domnul Cârciumaru? Cred că domnul Ponta trebuie să se uite foarte atent la această echipă, o echipă care nu este unitară în susținerea dânsului și cred că mâine sau pe 16 când va veni să deschidă mall-ul, am înțeles, nici eu nu am înțeles foarte bine, să ne spună și nouă care sunt liderii și cine conduce PSD-ul în județul Gorj. Sau are două bariere, unul care se ocupă de mizerii și altul care încearcă să mascheze mizeriile celuilalt. La ce fel de campanie vă așteptați? La una din asta, exact cum o să vede, cum o vedeți acum. Una cu gălăgie și cu jurături. Ei nu știu altceva. Și mai mult decât atât, facem o campanie care, sau după care, Victor Ponta va sta ca în afiș, adică jos. Pentru că se zice că nu va mai trebui picioare, nu va mai trebui picioare la afiș. Prima zi de campanie, o campanie foarte importantă care poate însemna mult în 10 ani din politica românească. Ascultați pe cei de la PSD înjurând, pulind, lucru pe care noi nu-l facem. Asta este diferența între candidatul nostru și cel al lor. Gură multă, Klaus Iohannis, puține cuvinte, multe fapte. Sperăm că România are nevoie de așa ceva, ținând cont că județul Gorj este centru de unde a plecat inclusiv premierul Victor Ponta și sunt convins că nici dânsul nu este mândru de această echipă pe care o are în spate, care nu face altceva decât să huiduie ca acești oameni care merg pe stadioanele de fotbal, iar după aceea iasă, sparg și devastează. Suntem ferm convins că această echipă a PSD-ului se va comporta exact ca aceia care iasă de pe stadioane și vor sparge vitrinele. De data asta ne vor rupe afișele până dimineața, am și atras atenția în această dimineață. Ăsta este PSD-ul care a adus și Gorjul și țara în așa hal încât trăim în acest moment. Sperăm că românii se trezesc, mai puține vorbe, mai multe fapte. Vă mulțumim! Cam târziu.